Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Ștefan Baltă, candidatul Partidului Ecologist Român la funcția de primar al municipiului Galați și președintele organizației municipale a acestei formațiuni politice. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Domnule Baltă, a început campania electorală de câteva zile. Ați apucat să vă întâlniți cu gălățenii, având în vedere că este o campanie atipică anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus. Doamnă, ce să spun? Nu știu dacă este atipică sau nu, pentru că este prima mea campanie electorală și așa că o iau ca atare și încerc să mă adaptez situației, este ceva nou pentru mine. Adică atipică sau nu, e o campanie electorală, încerc să vorbesc cu locuitorii Galațiului, sunt sentimente noi. Recunosc că am fost în zone unde nu prea am acces sau mă duc foarte rar și mă refer în cartierele Galațiului, unde realitatea este cu totul și cu totul diferită față de Galați. În schimb, am un sentiment de amărăciune pentru că marea majoritate a locuitorilor, pe bună dreptate, nu vor să audă de politică. Nu vor să audă de politica făcută în ultimii 30 de ani și foarte mulți dintre ei, din păcate, nu vor să vină la vot. Ceea ce este o problemă, pentru că dacă stăm și ne uităm pe statistici și pe sondaje, putem să vedem și spunem că votul fiecăruia nu contează. De fapt, marea majoritate a oamenilor nu ies la vot. Ceea ce vreau să spun este că votul lor contează, a majorității. Ei pot să decidă care este învingătorul, câștigătorul acestor alegeri și ce mai important e să fie acești câștigători să fie chiar cetățenii orașului Galați, nu neapărat un candidat. Pentru că știți cum e, dincolo de campanie și de promisiuni, ar trebui să privim ceea ce se poate realiza cu adevărat. Pentru că de foarte multe ori în politică am observat că cetățeanul este privit ca un om care trebuie să-i câștig votul cu o promisiune. Dar să nu uităm de inteligența nativă a românilor și oamenii s-au cam învățat cu acest lucru. Și din păcate riposta lor este că nu vin la vot. Ar trebui să începem să-i convingem, să încercăm să-i convingem noi cei 11 candidați că unul dintre noi poate să fie soluția, oricare ar fi acela. Dar de ce au atitudinea aceasta? Sunt dezamăgiți de clasa politică sau care este motivația? Da, bineînțeles și înțelegem. Eu înțeleg, mie mi-este greu să mă duc să le spun că fac ceva, chiar dacă eu cred cu tărie că voi reuși, pentru că știu că acești oameni au primit promisiuni în 30 de ani foarte multe și marea majoritate nu s-au întâmplat, au rămas doar promisiuni. Auzim de aeroport în fiecare an când avem alegeri, indiferent de tipul alegerilor, și nu avem aeroport, nu avem nici infrastructură până la Brăila, nu mai vorbesc de București sau de E85 înspre Vrancea. Deci nu avem absolut nimic. Asta este realitatea. Noi suntem, orașul Galați trebuie să-l privim ca pe o casă. Este casa noastră, într-un fel sau în altul. Noi în momentul ăsta am reușit să văruim holul de la intrare. Dar, în schimb, nu ne-a crescut salariul, nu ne-a crescut venitul, avem aceeași mobilă, aceleași lenjerii pe pat. Cam asta se întâmplă. N-am făcut altceva decât în centrul orașului să văruim acest hol al casei noastre. Trebuie să trecem de lucrul ăsta. Oamenii au nevoie de o siguranță mai mare pentru viitor. Nu se întâmplă, a dispărut. Ne batem toți doar pe niște procente și să câștigăm niște votanți care sunt electori de partid de obicei. Și încercăm să facem, să aruncăm niște sondaje pe piață ca să arătăm că unul deja e câștigător sau altul are șanse mai mari. Știți cum e cu câștigătorul? Au fost mulți câștigători seara și dimineața s-au trezit că nu mai sunt câștigători. Probabil la fel se va întâmpla și la aceste alegeri. Ce vreau să spun e că trebuie să depășim acest lucru. Să încercăm să venim cu niște soluții, să convingem oamenii. Dacă oamenii, locuitorii Galațiului nu vor fi mulțumiți, noi degeaba văruim acești pereți. Nu vom reuși să facem absolut nimic. Și știu că vorbesc din teorie, că asta fac și cu studenții mei de sănătatea populației și tot am spus-o în emisiuni că sănătatea populației înseamnă mai mult decât a fi sănătos fizic, ci înseamnă a avea un confort psihic. Asta înseamnă să avem unde să ne plimbăm, să respirăm un aer curat. Nu știu, toată lumea se plimbă prin Galați. Se face, se lucrează foarte bine, dar e un praf de nu poți să respiri. Nicăieri în țările civilizate nu există așa ceva, să fie șantiere descoperite la tot pasul, să deschidem o grămadă de șantiere și să fie praful peste tot în oraș. Noi purtăm mască, cred, nu să ne apărăm de coronavirus, ci să ne apărăm de acest praf din oraș. Acestea sunt lucruri importante. Adică, dacă mergem în 39, vorbim degeaba noi de zonă metropolitană sau de nu știu ce infrastructură, oamenii aia acolo n-au o alee în jurul blocului, nu au tomberoane, e praf, este mizerie, nu au o băncuță, o banală băncuță unde să stea. Astea sunt realitățile pe care eu le-am văzut la oameni.
Adică dacă mergem pe strada Oțelarilor, nu vreau să fac un tur al Galațiului, dar dau doar câteva exemple, care e o stradă foarte frumoasă și reabilitată frumos, din câte știu, sper să nu greșesc, după mandatul domnului Marius Stan. Dar pe strada aceea trebuie puse niște semafoare, e normal. Pentru că sunt străzi cu patru benzi și au o problemă și șoferii și pietonii. Adică nu spunem lucruri măreți, dar sunt lucruri importante pentru confortul nostru, a fiecăruia. Noi dacă nu reușim să mai și zâmbim în viața asta, nu vom reuși niciodată să izbândim. Noi trebuie să înțelegem lucrurile astea, să ne ducem lângă cetățean și să facem baza. Nu avem un sistem medical, toată lumea fuge de Galați, sunt niște probleme foarte serioase. Nu să avem timp să le abordăm pe toate în campanie, fugim de această campanie, ne dăm în spatele acestui coronavirus ca să nu existe dezbatere electorale și idei aplicate, soluții asupra problemelor. Trebuie să le facem. Nu vor exista, probabil, din păcate, cu toate că eu sunt dispus la orice astfel de confruntare electorală. Dar ce vreau să spun e că sunt probleme mărunte, de zi cu zi, pe care nimeni nu vrea să le trateze. Adică nu suntem altceva decât o masă de manevră pentru niște politicieni să aducem voturi. Noi, ca și Partid Ecologist, încercăm să facem altceva. Știu că este greu. Am fost când am început această campanie, sau când mi-am anunțat intenția de a candida, știam că nu voi avea o șansă foarte mare în momentul acela. Se pare că totuși mersul prin cartiere, șansa aceasta crește și crește pe zi ce trece și mă bucură. Dar singurul lucru pentru care avem această creștere e că încercăm să fim naturali. Nu venim cu povești. Noi vrem să venim cu niște soluții punctuale pentru problemele oamenilor de rând. Avem cu toți acele probleme, cu toți ne întâmpinăm. Una dintre problemele Galațiului este această calitate a aerului, a mediului în general. Dumneavoastră sunteți specialist în probleme de mediu. Este Galațiul un oraș verde? Nu este un oraș verde, dar nu aș vrea să ne îndreptăm nici în zona că este un oraș poluat, pentru că acum jumătate de an se tot vorbea de Galațiul poluat și foarte poluat. Din punctul meu de vedere, Galațiul în momentul ăsta nu este foarte poluat. Că calitatea aerului poate să fie din ce în ce mai bună, perfect de acord, și se pot găsi soluții ușoare, soluții la îndemână și nu costisitoare din punct de vedere financiar. În schimb, Galațiul în momentul ăsta este foarte prăfuit. Și acest praf, pe lângă faptul că ne face rău sănătății noastre, particulele foarte mici care rămân în plămâni, nu cele extraordinar de mici de ordinul nanometrului care ies în afară, și cele care rămân în pământ sunt foarte periculoase. Dar dincolo de acest aspect, ne creează un disconfort. Disconfortul ăla de zi cu zi. Nu putem să mergem în continuu prin praf. Iar aceste lucruri, pentru aceste lucruri se găsesc soluții ușoare. Soluții simple. Dați-mi un exemplu de o soluție pe care o aveți la îndemână acum. Orice firmă mare din străinătate, în momentul în care lucrează și descoperă un astfel de șantier, întotdeauna în fiecare, cel puțin o dată pe zi, udă acest pământ. E simplu. Și avem apă, slavă Domnului. Și e la îndemână. Deci apa asta, știți cum e? Mie îmi place să glumesc că, pentru că numele meu este Baltă și atunci întotdeauna fac legătura cu Baltă și în profesia mea m-am axat foarte mult pe tratarea apelor uzate. E o întâmplare. Dar avem atât de multă apă și nu o folosim. Vegetația din Galați se usucă că nu știm să o udăm. E atât de simplu. Ne întoarcem în casa noastră. Acasă la noi nu am face lucrul ăsta, nu am udat. E simplu de făcut. Uitați-vă ce se întâmplă pe toate străzile Galațiului, cel puțin anul acesta, în privința vegetației, a fost un dezastru. Nu știu câți au luat seama și câți nu, dar vegetația anul acesta s-a uscat mult mai tare și mult mai repede decât anii trecuți. Probabil și din cauza cantității de radiații, dar nu intrăm în acest subiect. Numai că sunt foarte mulți copaci care s-au uscat, care din păcate acești copaci nu sunt tăiați. Când alți copaci verzi înainte erau tăiați, uscăturile acum nu sunt tăiate, vine toamna, vin furtunile și o să avem iar mașini avariate, oameni loviți de crâncă și așa mai departe. Nu este greu de făcut acest lucru, eu asta spun. Încă de la început v-ați spus că sunteți un liberal ecologist. Ce spun gălățenii când vă prezentați așa? Eu trebuie să-i explic puțin. Sincer să fiu, nu mă prezint acolo neapărat ca un liberal ecologist. Ce spun, din ce parte, din ce partid vin, din ce partid candidez și ce vreau să fac, pentru că asta este mai important decât orice. Să știți că pe gălățeanul de rând nu prea ne interesează partidul, decât dacă este un partid mare și atunci mai degrabă este anti un partid decât pro celălalt.
Ce pe om îl interesează, domnule, vrei și tu, ești și tu unul dintre cei care își doresc să fie primari, să ajungă la Ciolan, ce te face, pentru că asta e vorba, da? Ce te face pe tine diferit de ce să te votezi? Adică cu ce promisiuni mai vii și tu? Exact asta este atitudinea. Ce îmi promiți și tu ca să nu te cred? Acum să încerci să mă prostești. Îmi pare rău că folosesc acest limbaj, dar așa se întâmplă în viața reală. Și atunci nu încerc eu personal și toți oamenii din jurul meu și oamenii care sunt pe lista de consilieri, nu încercăm altceva decât să venim cu soluții punctuale, să se vadă că nu e vorba de bani foarte mulți pentru a ridica calitatea vieții. În primul rând trebuie să facem orașul ăsta mai frumos, mai atrăgător pentru noi. Dar asta trebuie să facem împreună. Cu toți. Nu ține numai de dumneavoastră ca și candidat acum la funcția de primar. Trebuie să punem toți gălățenii umărul la așa ceva. Bineînțeles că știți, ne uităm la mizeria după străzi. Nu știu dacă la asta neapărat vreau să vă referiți, dar e un punct sensibil. Din punctul meu de vedere este adevărat. Eu personal îmi doresc să creștem amenzile foarte mult. Așa nu ne este putem o măsură. Educa prin nu amenzi? Este o măsură. Da. Deci eu aș crește amenzile foarte mult, dar și aș o aplic. Dar înainte de acest lucru trebuie să ofer soluția pentru cetățean, în așa fel încât el să aibă unde să arunce gunoiul pe care îl produce. Pentru că altfel eu nu pot să mă duc să-i dau amendă că nu-și cară gunoiul peste tot pe stradă 5 km. Adică dacă te duci în parc CFR, sunt obsedat de acel parc pentru că are potențialul fantastic. Nu există un coș de gunoi. Unu. Și atunci, cum putem noi să dăm amenzi foarte mari dacă noi, ca autoritate locală, nu oferim soluția pentru cetățean? Am fost în cartierul Cantemir. Un cartier care, sincer să fiu, poate fi foarte frumos prin faptul că este foarte mare liniște acolo. Nu e un tomberon. Sunt gunoaiele aruncate, am și făcut o postare, sunt gunoaiele aruncate într-o mașină veche părăsită și mașina aceea este plină de deșeuri. Dar nu există niciun tomberon pe lângă niciun bloc decât tomberoanele de deșeuri municipale care sunt puse din loc în loc. Dar coș de gunoi stradal nu există. Și atunci, noi asta ar trebui să facem. Să venim să oferim soluția, pentru că oamenii, să știți că mulți dintre ei pot fi civilizați, iar acolo unde nu se poate, da, de ce nu, îmi asum acest lucru, trebuie să creștem amenzile. Dar după ce oferim soluția. Și cam acest lucru se poate întâmpla în orice domeniu și peste tot. Haideți să venim cu soluții și creștem și amenzile, de ce nu? Poliția locală, eu nu sunt de părere că poliția locală trebuie desființată, sub nicio formă. Ea trebuie să-și facă treaba, dar după ce autoritatea, ca să nu mai vorbească nimeni de rău, își face și ea treaba. Avem părculețe foarte frumoase făcute între blocuri, care unele din ele ar trebui să fie închise în această perioadă, nu e nimic închis. Și nu condamn acest lucru, că până din punctul meu de vedere copilul trebuie să aibă unde să joace. Dar trebuie să avem grijă de ce se întâmplă în părculețele alea după ora 20, după ora 21. Pentru că am fost în Țiglina 3, spre exemplu, și sunt niște zone unde locuitorii din acele zone sunt terorizați de ce se întâmplă în aceste părculețe. Aia tot treaba autorității locale este. Vorbiți despre găști de cartier care se găști, adună... Găști, beau, fumează, fac gălăgie și așa, mă, și ce mai fac ei acolo? Și se întâmplă. Locuitorii din jurul acelor blocuri sunt terorizați de acest lucru și nimeni nu-i ascultă. Adică trebuie să intervenim pentru o normalitate. Știți cum e? Vorbim de siguranța cetățeanului, dar nu facem nimic. Adică ne e frică că vine 5G-ul peste noi și nu să ne supravegheze, dar poate ar trebui ca cel puțin în intersecțiile din oraș să avem camere de luat vedere în așa fel încât când se întâmplă ceva, un incident, să putem să luăm o urmă. Pentru că noi trebuie să ne simțim în siguranță. Mă întorc la ceea ce am spus la începutul emisiunii. Orașul nostru este puțin extins, dar poate fi comparat cu casa noastră. Da? Și atunci trebuie să ne simțim confortabil și în siguranță peste tot. Așa trebuie să fie, cel puțin teoretic. Dar asta este datoria noastră. Noi trebuie să încercăm să facem acest lucru. Reabilitarea clădirilor de patrimoniu este un alt punct din oferta dumneavoastră electorală. Ce aveți de gând să faceți în această direcție? Știți ce se întâmplă? Din păcate, noi ne pierdem identitatea și istoria. Și asta nu spun doar că nu le fructificăm, ci din păcate le pierdem. Noi trebuie să luăm măsuri urgente ca acolo unde avem clădirile în domeniul public sau în domeniul privat și inclusiv acolo să venim și să facem presiuni. Ori să le cumpărăm, ori să-i obligăm cumva ca măcar fațada să-și o facă. Trebuie să schimbăm imaginea Galațiului.
Iar Galațiu nu poate să devină peste noapte dintr-un oraș industrial un oraș extraordinar de modern. Și atunci noi trebuie să ne păstrăm cu ceea ce putem noi să atragem oamenii. Și când mă refer la oameni, nu mă refer numai la oameni din afara Galațiului, ci în primul rând pentru gălățeni, după care putem să reușim să aducem și turiști. Dar ce vreau să spun este că acest patrimoniu este păcat să nu-l punem în valoare și să-l conservăm, să-l păstrăm, face parte din istoria noastră. Nu am vrut ca emisiunea asta să vorbesc atât de mult de casă, dar în casa noastră există o poză cu bunica. Cam același lucru se poate întâmpla și în oraș. Noi trebuie să păstrăm aceste valori, pentru că valorile astea ne dau nouă puterea de a merge mai departe. Avem la ce să ne raportăm în trecut, la urmașii noștri. De asta vorbesc de clădirile de patrimoniu și din punctul meu de vedere ar trebui toate partidele politice și mă bucură faptul că am văzut că sunt și alții care merg pe această direcție, cel puțin ce ține de strada domnească ar trebui reabilitată în totalitate și cumva făcut, nu știu, pe weekend, găsite soluții în care să încurajăm comerțul stradal și plimbatul pe strada domnească, pentru că aceea este o bogăție, una din bogățiile orașului este Galați. Este centrul istoric al Galațiului, practic. Și îmi asum ceea ce spun, una din bogățiile orașului Galați. Și noi trebuie să ne păstrăm acest lucru. Noi trebuie să reîntoarcem, să aducem înapoi cultura la Galați și să o dezvoltăm. Nu înseamnă că nu avem cultură, nu vreau să fiu înțeles greșit, pentru că avem niște teatre foarte bune, mă refer și la dramatic, mă refer și la teatru muzical. Avem activități culturale, dar poate nu suficient. De ce să ne aducem noi înapoi cultura pentru noi să fie o chestie normală, să fie ceva de normalitate? Eu nu vreau să mă compar cu marile orașe ale țării sau din lume, pentru că fiecare este diferit, dar poate noi ca orașe avem bogății mai mari decât celelalte orașe cu care ne comparăm. Da? Adică să nu uităm totuși de istoria noastră și de ce a reprezentat Galațiu pentru Europa. Să nu uităm de Dunăre și de ceea ce poate să reprezinte Dunărea pentru noi. Eu am spus, sunt lucruri simple, dar ar trebui orice gălățean să iasă măcar o dată pe an să se plimbe pe Dunăre. Dar acum nu are unde să se ducă. Nu are cu ce. Toți ne-am dorit. Dar unde să ne ducem? V-am urmărit postările pe Facebook și am văzut că față de alți politicieni, dumneavoastră nu v-ați atacat contra candidații. Dimpotrivă, ați încercat să le găsiți părțile pozitive. Și aici, dacă îmi permiteți, vreau să citesc puțin dintr-o postare pe care ați făcut-o recent dumneavoastră și să le spuneți și telespectatorilor. Ați spus așa: sunt înscriși 11 candidați. Pe marea majoritate îi cunosc personal și pot spune lucruri frumoase despre fiecare. Sunt sigur că toți candidații își doresc să contribuie prin proiectele propuse la dezvoltarea Galațiului. Anul 2020 poate deveni anul schimbării, unde campania electorală să fie axată pe idei și proiecte. În general, electoratul este sătul de politicieni și de promisiunile din timpul campaniilor electorale, asta fiind principalul motiv pentru care foarte mulți aleg să nu se prezinte la vot. Urmează o lună de campanie, o lună în care sper ca noi toți 11 să reușim să convingem oamenii să iasă la vot, iar la final cel mai bun să câștige. Succes tuturor! V-ați propus să fiți personajul pozitiv în această campanie electorală? Nu, eu cred că sunt mulți alții care pot fi personaje pozitivi în această campanie și a fost o postare foarte sinceră. Aș fi vrut, sincer să fiu, când am făcut acea postare, am vrut să scriu câte ceva scurt care să-i caracterizeze pe fiecare, numai că, din păcate, pe doi dintre candidați nu-i cunosc. De fapt, pe unul am făcut cunoștință cu el, cu celălalt, de-al doilea, nu-l știu deloc. Nu, din cauza asta n-am vrut să personalizez mesajul. În schimb, într-adevăr, cam despre toți candidații eu pot să spun câte ceva bun. Asta nu înseamnă că și despre mine se poate spune ceva rău și eu pot să spun de fiecare ceva rău. Dar de ce să nu încercăm să găsim și partea bună în fiecare? Iar eu, într-adevăr, despre fiecare aș putea să spun și ceva bun. Eu cred cu tărie și în afirmația că nimeni nu-și dorește răul Galațiului. Pentru că nu cred că ăsta este scopul. Și atunci eu vin și spun, noi trebuie să arătăm cine poate să facă mai mult. Aici este bătălia pe care trebuie să o dăm noi. Cine poate să facă? Unii au dovedit în ceea ce pot face, în ceea ce au făcut în ultimii 4 ani, în activitate administrativă sau în activitate privată sau în activitate profesională, pentru că noi suntem diferiți. Da? Avem acolo candidați, deputați, senatori, primar în funcție, fost primar. Sunt unii dintre ei care pot să cuantifice exact ceea ce au făcut în ultimii 4 ani și alegătorii pot să vadă. Este simplu de văzut. În ultimii 4 sau 8 ani. Și aici, ca să fac
să mă refer exact la domnul Marius Stan, care în ultimii 4 ani nu a avut o funcție publică și atunci nu putem să-i cerem ce a făcut în ultimii 4 ani. Ce vreau să spun este că alegătorii, pentru marea majoritate, poate să se raporteze ori la activitatea profesională, cum este și cazul meu, cum e și cazul altor candidați, ori la ceea ce au făcut în administrație în ultima perioadă. Și ei ar trebui să aibă de unde să aleagă. Asta zic că este nou. Eu nu cred în teoria că se împarte dreapta. Eu cred că este o glumă acest lucru, pentru că din total alegători, candidatul cu cele mai mari voturi în momentul ăsta are 20-25%. Adică noi ce vrem să unim toți ceilalți ca să ajungem la 24%? E o glumă, cred eu, că așa ar trebui să privim lucrurile. Deci, alegerile sunt deschise. Da. Pentru că asta se întâmplă în ziua de azi în Galați. Diferența o fac cei care nu ies la vot. Oamenii ăștia trebuie să fie conștienți și să se uite pe toți candidații, pe ceea ce au făcut ei până acum și să aleagă pe unul dintre ei. Oricare ar fi el, eu nu spun de mine. Eu e normal că eu consider că am ideile cele mai bune, pentru că asta este rolul candidatului. Eu cred cu tărie în ceea ce pot să fac. Sunt sigur că pot să fac niște lucruri foarte frumoase pentru Galați, dar eu va trebui să încerc să-i conving pe ei. Și dacă îi conving o dată, n-am niciun dubiu că îi voi convinge și a doua oară. Pe ce poziție vă aflați pe buletinul de vot? Pe poziția numărul 10. Vă avantajează? Știți cum e, am discutat lucrul ăsta, e normal că mi-am dorit să fiu pe poziția numărul 10, pentru că am eu așa o chestie cu 10. Nu-mi doresc să folosesc 10 la acesta ca și cum sunt un om din nota 10 sau fac o primărie de 10. În schimb, eu îmi doresc Galațiu să devină un oraș de 10. Indiferent de cine îl conduce local sau național, Galațiu trebuie să devină un oraș de 10 pentru că are potențialul ăsta. Din păcate, acum nu îndrăznesc să spun ce notă aș da. Spun Galațiului, nu gălățenilor. Dar Galațiu poate să devină un oraș de 10, numai că trebuie să exploatăm ceea ce avem, ce este în jurul nostru. Noi nu facem acest lucru. Noi spoim gardul. Nu facem altceva decât ceea ce ne-au învățat în trecut, să aranjăm niște lucruri să pară cumva, dar nu niciodată nu intrăm în esența problemelor. Și pentru că toți sunteți profesori și sunteți obișnuiți să dați note, tocmai îi spuneați acum, nu spuneți ce notă, ce notă totuși credeți că ar merita Galațiul acum? Galațiul merită nota 10, dar trebuie să ajungem la nota aia. Am înțeles. În campanie electorală, mergeți și cu consilierii dumneavoastră, cei care vor face parte din Consiliul Local? Aproape în fiecare zi, când am mers prin cartierele Galațiului, au mers în general cam primii 10 consilieri după lista noastră, a Partidului Ecologist, nu pot să spun lista mea, dar sunt niște oameni în care eu cred foarte mult și cu care mă mândresc. Adică eu cred că avem o listă de consilieri frumoasă cu care putem să ne comparăm și să ne duelăm în idei și în proiecte cu lista oricărui alt partid. Ce spun gălățenii atunci când îl prezentați pe domnul Dimitrie Papadopoulos? Pentru că vorbeam la precedenta noastră întâlnire că este un investitor, un cetățean de origine greacă, stabilit aici la Galați. Care este reacția oamenilor atunci când aud despre un grec că va fi la Galați? Să știți că e o reacție foarte bună. Are o priză la oameni fantastică chiar și nu mă așteptam la lucrul ăsta chiar așa. El a lucrat în vânzări și știe să vorbească cu oamenii. Pe foarte mulți am descoperit că îi cunoaște prin cartiere, pe la magazine mici, a avut de-a face cu ei cumva, nu știu, nu mi-explic. În schimb, reușește să schimbe puțin atmosfera într-un grup când vine el. Deci eu îmi pun bază foarte mare în Dimitrie că poate să aducă ceva nou în politica gălățeană. Este domnul Dimitrie Papadopoulos exemplu că vreți să sprijiniți investitorii? Nu. Exemplu e fiecare om din echipa Partidului Ecologist Român. Pentru că toți își doresc acest lucru într-un fel sau altul, indiferent de profesia lor. Noi, da, ne dorim să sprijinim investitorii, dar acest lucru să fie foarte clar, pentru că ne dorim să sprijinim cetățenii. Pentru că poți să sprijini un investitor să facă profit foarte mare, dar cetățeanul să nu simtă absolut nimic. Nu. Deci noi ne dorim să crească calitatea vieții pentru omul de rând din Galați. Acest lucru se poate face prin sprijinirea investitorilor. E foarte important de spus lucrul ăsta. Adică nu vrem doar să se îmbogățească
și atât. Ci noi vrem să creștem cu toții. Nu vrem să fim bogați, ci vrem să avem un nivel de trai acceptabil. Decent, îi spun eu. Pentru că asta ne dorim tot. Și în fiecare zi să avem măcar 5 minute de liniște fiecare dintre noi. Campania a început doar de câteva zile. Ați simțit atacuri de la contracandidații dumneavoastră? La început nu, acum în ultimele zile am început să simt câteva atacuri, mai degrabă vorbe prin spate, că aș fi bătut palma cu unii sau cu alții, ceea ce mă bucură. Adică acest lucru arată că devin un pericol pentru unii și le garantez că au de ce să le fie frică. De ce ar trebui să vă voteze Gălățenii, domnule Baltă? Pentru că am o calitate, iar pentru politică e un defect, sunt sincer. Dacă ajungeți primarul Galațiului, care ar fi primele trei lucruri pe care le-ați face în calitate de primar? Primul lucru, aș vrea să curăț Galațiul. Să-l curăț la propriu, nu la figurat, în sensul de a avea un oraș mai curat și mai frumos. Al doilea lucru, trebuie neapărat să găsim investitori care să vină în Galați. Nu este ușor, nu spun că voi reuși peste noapte să fac acest lucru, dar în jumătate de mandat se poate face treaba asta. Iar al treilea lucru, avem o chestie puțin mai complexă și îi spun eu, sănătatea și siguranța populației. Pentru că avem o problemă în acest segment, noi trebuie să asigurăm cumva accesul la lucruri normale în sistemul de sănătate tuturor. Iar în același timp trebuie să-i facem pe toți să se simtă în siguranță când sunt în orașul Galați. Aș vrea să vă adresez o ultimă întrebare din această emisiune. Integrarea ecologiei în planurile de dezvoltare locală este un punct principal pe care dumneavoastră puneți accent în această perioadă, în general, de când practicați acest domeniu, sunteți în acest domeniu. Dar sunt pregătiți Gălățenii pentru... Doamna, noi trebuie să fie pregătit Gălățeanul, domeniu? Pentru că e o chestiune foarte importantă aici. Nimeni nu poate să facă o dezvoltare durabilă în România sau în Uniunea Europeană în următorii 10, 15, 20 de ani și probabil pe vecii de acum încolo, fără să nu integreze componenta ecologică. Deci este obligatoriu. Dar ne putem educa în acest sens? Trebuie. Suntem forțați. Pentru că altfel nu vom avea bani. Nu există bani de investiții serioase care, într-o investiție care să nu aibă inclusă componenta ecologică. Este obligatoriu. Deci, pentru ceilalți contracandidați sau orice alt candidat care nu știe acest lucru, va trebui să-l învețe și să găsească soluții pentru treaba asta, noi deja o avem. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Ne vom mai întâlni aici, în această campanie electorală. Vă mai aștept și cu alte subiecte să le dezbatem aici, pentru că sunt în folosul Gălățenilor și e important să vă cunoască Gălățenii oferta electorală pe care... Mulțumesc foarte mult! O aveți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. O seară plăcută tuturor! Universitatea Dunărea de Jos din Galați organizează o nouă sesiune de admitere în luna septembrie. Înscrierile se fac în perioada 3-11 septembrie pentru licență, 5-15 septembrie pentru masterat, 21-28 septembrie pentru doctorat și 3-16 septembrie pentru formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă. Locuri disponibile. Licență zi 2037 de locuri, masterat 2158 de locuri, doctorat 145 de locuri. Învățământ la distanță 75 de locuri, învățământ cu frecvență redusă 60 de locuri. Admiterea se realizează pe bază de concurs de dosare. La unele facultăți se susțin și probe de concurs. Înscrierile se pot face atât fizic la sediul fiecărei facultăți, cât și online pe platforma admitere.ugal.ro. În septembrie îți programezi viitorul la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Dezinfecție, dezinsecție și deratizare prin Eurotopserv. Combatem o paletă largă de agenți patogeni și dăunători care îți pun în pericol sănătatea. Dezinfecția neutralizează virusuri, bacterii, ciuperci și alte elemente parazitare în vederea asigurării stării de sănătate publică. Prin dezinsecție se elimină insectele nedorite din incinte, țânțari, mușteri, gândaci, iar deratizarea combate eficient rozătoarele prin mijloace mecanice, fizice și chimice. Putem onora comenzi pe o arie vastă în județ Galați, Brăila, Tulcea, Constanța, Vrancea, Buzău, Ialomița, Călăraș și în București. Relații la telefon 0728 158 227. Eurotopserv. Pentru o lume mai curată.
Asociația Tehnopol Galați, Agenția de Dezvoltare Economică Varna, Agenția de Dezvoltare Marea Neagră Est, Centrul de Business Cahul și Camera Regională de Comerț și Industrie Micolaiv au demarat proiectul Creșterea Comerțului și Modernizarea Apiculturii și Sectoarelor Conexe în Bazinul Mării Negre. Principalele activități ale parteneriatului prevăd înființarea și funcționarea rețelei de producători apicoli în Bazinul Mării Negre, consiliere, consultanță, training și transfer de cunoștințe la nivelul întregii rețele, asigurarea vizibilității producătorilor apicoli prin organizarea de târguri, festivaluri, conferințe și campanii de conștientizare, management de proiect și comunicare. Toate activitățile vor fi implementate în regiuni din România, Bulgaria, Turcia, Moldova și Ucraina pe o perioadă de 24 de luni. Creșterea comerțului și modernizarea apiculturii și sectoarelor conexe în Bazinul Mării Negre, un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre.